Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre primăria Constanța. Invitatul meu dorește să candideze, este înscris în cursa internă a Partidului Național Liberal. Am vorbit cu dumnealui și săptămânile trecute, dar a fost o emisiune în care am dezbătut mai mult trecutul decât viitorul. Astăzi vorbim despre proiecte și despre viitor. Repetăm, ușa noastră este deschisă tuturor celor care vor să candideze la primăria Constanța și nu numai la toate primăriile din județul Constanța, dar și celor care vor să fie consilieri. Invitatul meu de astăzi este domnul Sorin Ovidiu Cupșa. Bună seara! Bună seara, domnul Hagi! Bună seara tuturor celor care ne urmăresc! Într-o emisiune întreagă n-am apucat să vorbim despre ce vreți să faceți pentru Constanța. Haideți să vorbim acum. M-ați întrebat multe despre mine, domnul Hagi. Și să facem o paranteză. Să începem cu o paranteză și în această emisiune, pentru că sunt curios. Eu știu, dar poate nu știe lumea. Aveți o embarcațiune nouă la Ceronav, unde sunteți director. Ați organizat un concurs pentru stabilirea numărului. Ce nume poartă? Speranța, domnul Hagi. A fost un nume ales de către oamenii din oraș, a fost un concurs public, a fost un concurs care a încercat să întoarcă Constanța cu fața spre mare, pentru că în final este un velier, iar velele, sportul cu vele este un sport maritim, Constanța fiind un oraș maritim. Am avut multe nume din oraș, peste în jur de 300 de nume, 200 și ceva de nume, da? Iar dintre aceste nume, o comisie de ziariști, transparentă, pentru că n-am vrut să punem noi numele, să zic că lumea a pus Cupșa un nume acolo în mod special, și numele ales a fost Speranța. E un nume sugestiv pentru Constanța, celebru, că tot vorbim de Constanța. Și știm din toate pânzele, da, sus. Da, nu? Regretatul nostru Jean Constantin era matelot pe nava Speranța în toate pânzele sus, da. Da, mă, semnificație. N-am început totuși așa, fără niciun rost, cu această întrebare, pentru că știu din discuțiile cu dumneavoastră că vreți cumva să faceți ca legătura dintre mare și oraș să fie puțin mai puternică. Prima întrebare. Există o legătură între oraș, port și locuitorii Constanței acum și poate ea fi îmbunătățită? Domnul Hagi, eu vreau să vă spun că mai bine de un sfert din populația Constanței, din populația ocupată a Constanței, este în zona navală și maritimă. Adică vorbim de marinari, oameni de pe platformele portoare, din autoritățile și companiile cu specific naval. Din punct de vedere al veniturilor, cred că procentul este mai mare de un sfert. Gândiți-vă numai la cei în jur de 20.000 de marinari care sunt în Constanța, pentru că România are în jur de 35 de marinari, dar cam 2-3 locuiesc în Constanța sau în zona Constanței, în zona limitrofă Constanței. Gândiți-vă că oamenii ăștia aduc un aport extraordinar de mare la economia Constanței. Și atunci, bineînțeles, că noi ca și oraș trebuie să ne bazăm politicile de dezvoltare și să avem o legătură mult mai strânsă atât cu portul, cât și cu această comunitate a marinarilor, care înseamnă, așa cum spuneam, un aport extraordinar de important pentru economia Constanței. Eu spun că în momentul de față noi ca administrație locală nu suntem deloc proactivi în ceea ce privește legăturile cu portul. Legătura cu portul între administrație și administrația portuară, operatorii portuari, se cam oprește la gardul portului acolo și nu există o colaborare, o cooperare, o politică comună de dezvoltare a administrației locale cu administrația portuară, cu administrațiile portuare. Cum ar trebui să stea lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere? Ce ar trebui să facă primăria mai mult? Pentru că nu știu dacă, nici nu știu exact care sunt pârghile necesare prin care primăria poate sprijini portul Constanța, activitatea de acolo. Deci, gândiți-vă că toată activitatea sau marea majoritate a activității portuare se bazează pe traficul de marfă din trupuri. De fapt, ce e un port? Este un terminal în care se transbordează marfă de la mare la uscat sau invers. Ei, în acest sens, primăria poate să sprijine și administrația locală poate să sprijine operatorii portuari, fie prin atragerea de investiții locale, prin crearea de parcuri industriale, prin crearea de afaceri noi în zonă care se adresează import-exportului, da? Constanța, în momentul de față, nu știu, Iașiul, de exemplu, are 11 parcuri industriale, Clujul la fel. Constanța nu are niciun parc industrial.
Deci dezvoltarea economiei locale, a afacerilor locale, automat, într-o formă sau alta, crește și traficul portuar. Pentru că cererea de transport este o cerere derivată din comerț. Da? Ai comerț, faci transport. N-ai comerț, nu faci transport. A doua chestiune prin care se poate sprijini politica portuară este promovarea. Deci, în momentul de față, orașul Constanța nu participă nici într-un fel la promovarea sa ca oraș portuar. Nu știu dacă vă duceți la Londra, că tot am văzut că toată lumea acum ia model administrația londoneză. Vom avea o roată ca în Londra. O să avem roată ca la Londra. Eu mă bucur, să știți. Deci, eu mă bucur că ne uităm spre Londra. Că am deschis discursul, totuși, în momentul public, anul 2020, nu ne mai uităm așa în interiorul Constanței unii la alții. Începem să ne uităm. Bine. Vom avea buget participativ ca în este Cluj. Este foarte bine, chiar aș fi vrut să schimb două vorbe și despre buget. Și, Vorbim, sigur. Vă ascult. Ca să închei cu chestiunea portuară, deci, pe de o parte, administrația nu participă în niciun fel la promovarea noastră ca oraș port. Și dacă vă duceți în toate orașele, nu știu, care fac parte din Liga Hanseatică sau toate orașele port își promovează această particularitate extrem de importantă și nu în ultimul rând relațiile efective de administrare în ce înseamnă autorizații de construcții și așa mai departe. Au fost situații aberante când s-a cerut unui operator portuar pe platforma portuară să aibă nu știu cât la sută iarba. Acum, eu știu, eu sunt pentru a avea spații verzi în interiorul orașului. Platforma portuară însă trebuie utilizată ca platformă portuară. Și există modalități de a integra portul. Dacă vă, dacă vă duceți în porturile vestice, o să vedeți că au zone verzi, zone speciale care sunt zone verzi, dar care nu sunt nici într-un caz pe o platformă portuară. Adică administrația trebuie să sprijine și prin autorizări și prin tot ceea ce înseamnă parte de avizare afacerile portuare. Deci aceste trei componente cred că sunt extrem de importante, iar în momentul de față, repet, cred că relația dintre administrația Constanței și administrația portuară se cam oprește la gardul portului. Deși din declarații lucrurile nu stau așa, spunea primarul Dăcea Balfagădău, pentru a echilibra discuția trebuie să spun așa că acum 2 ani de zile sau 3 eram în portul Constanța, se inaugura un terminal, se inaugurau lucrările unui terminal de cereale important și un om de afaceri, un investitor, domnul Viorel Panait, nu-i niciun secret, a spus că a primit autorizația de construire de la primăria Constanța, nu știu, în 3 zile, parcă, sau 4 zile, dacă mă înșel. Deci foarte repede. Există, vreau să spun, și exemple pozitive eu în care autorizațiile de construire se dau foarte repede și e foarte bine că e așa, pentru economia Constanței. Deci, domnul Hagi, haideți să cădem de acord asupra unui lucru. Nu tot ce se face este neapărat rău. Adică dacă noi sigur, acum... Sigur, ați spus că autorizațiile întârzie... Eu am spus că au fost situații, v-am dat o situație. Și dumneavoastră mi-ați echilibrez discuția. Dumneavoastră ați echilibrat discuția și mi-ați dat o altă situație. Și deci, când spuneți ceva bine de primărie, echilibreze discuția și spun ceva rău, pentru că există în orașul acesta și lucrurile. Eu, în general, cred că cele mai bune discuții când vorbești despre administrație este să fie acolo față în față. E în momentul în care vorbești despre cineva care nu este la masă, e un pic mai delicat pentru că nu poate să se apere, știți? Și atunci bineînțeles că uneori poți să spui orice. Dar cred că cele mai bune discuții și poate o să faceți astfel de discuții la un moment dat. Da, cum spuneam, ușa noastră e deschisă. Dezbateri directe, pentru că acelea vor fi cu sunt adevărat. Sunt convins că vom face, dar PSD a spus, mă scuzați, în campania electorală, l-a criticat pe Klaus Iohannis, l-a făcut cu ou și cu oțet pentru că nu vine într-o dezbatere cu Viorica Dăncilă. Pe bună dreptate l-au criticat. Sunt convins că cei de la PSD își vor trimite candidatul într-o dezbatere electorală, nu cu toată lumea, ci cu principalii candidați la alegerile din iunie 2020. 2, 3, 4, cam atât. Știți, vom vedea că e interesant. În spațiul ăsta public, fiecare vine și zice ceva despre celălalt. Știți? Și atunci, de asta spun că dezbaterile astea față în față sunt mult mai corecte. Pentru că atunci când vii cu o acuză sau vii cu o evaluare despre activitatea cuiva, poate să uite în ochii tăi să spună, nu domnule, n-ai dreptate aici. Am făcut asta, asta și asta. Și de asta spun, cred eu că dialogul și dezbaterile între candidați sunt cele mai importante și eu cred că rolul dumneavoastră a presei acesta va fi de a scoate în fața publicului larg, a constanțenilor, a celor care votează
acei candidați care au niște soluții să dezbată între ei, pentru că până la urmă Constanța e cea care alege. Corect, nu-mi place să dau dreptate politicienilor, aici vă dau 100% dreptate. Să știți că am încercat și în 2016 o astfel de dezbatere, am fost refuzați de către candidatul PSD. Acum ne propunem și o anunț în mod oficial o dezbatere cu principalii candidați, nu aici în platou, pe o scenă, de exemplu, pe scena teatrului, ne gândim împreună cu colegii noștri, cu public, să fie totul cât mai transparent, cu niște reguli stabilite dinainte, fără capcane și așa mai departe. Așa cum ar trebui să facă, așa cum spuneți dumneavoastră, în orice oraș în care avem politică civilizată. Domnul Hagi, știți de ce spun asta? Eu cred că există mulți oameni care au dorința de a schimba orașul Constanța. Așa cum spuneam și în pauză, înainte de emisiune, în preambul. Acolo se fac emisiune interesantă, da, înainte noi, de emisiune. Noi suntem undeva la unde erau orașele din vestul Europei, marile, importante orașe, acum 30 de ani. Începem să ne emancipăm. La vremea aceea erau acele structuri locale de care vorbeam, care controlau totul și încet, încet, prin creșterea clasei de mijloc, prin creșterea informațiilor, oamenii au început să se emancipeze, să nu mai accepte să fie manipulați, să fie mințiți, să fie furați și să le se vândă orice. Ei, aici e Constanța în momentul de față. Și revenind, cred că sunt mulți candidați sau potențial candidați care își doresc să schimbe Constanța. Dar trebuie să și știi ceea ce ai de făcut. Trebuie să ai și experiența necesară pentru a schimba ceva în orașul ăsta. Pentru că, din punctul meu de vedere, vă spun cu toată sinceritatea, nu-i suficientă dorința. Dorința este principalul lucru. Vreau să fac asta. De aici pleacă tot. De la voință. De la faptul că ne dorim, că suntem dispuși să... Dar, dincolo de asta, cred că partidele trebuie să aibă și candidații independenți sau din toate părțile să aibă înțelepciunea să candideze acolo unde se pricep. Adică noi vorbim de administrație. Am văzut situații în care un candidat e bun și pentru Senat și pentru Camera Deputaților și pentru administrator și pentru orice. Eu cred că trebuie să ne îndreptăm fiecare spre ceea ce știm, spre ceea ce avem expertiză și asta poate să decidă doar Constanțeanu în dezbateri de genul ăsta și în discuții în care fiecare să spună și ce știe și ce... Ce are de făcut în continuare. Pentru că altfel, simpla voință s-ar putea să ne ducă într-o zonă în care ne dorim, dar nu avem în final, după alegeri, nu avem cu adevărat administratorii calificați să-și administreze Constanța. O opinie, dacă îmi permiteți, înțeleg reticența unor candidați sau, mă rog, edil în funcție de a participa într-unele emisiuni, pentru că de multe ori nu au răspunsuri sau de foarte multe ori s-ar putea să piardă puncte electorale, tocmai pentru că nu au acele răspunsuri. Dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să participe în aceste emisiuni. Cred că este un exercițiu de, cum să spun, nu de democrație, de bun simț și de sinceritate, simț, așa, da, cum a spus. Da, este aproape obligatoriu din punctul meu de vedere. Orice fel de dezbatere în orice mass media locală sau națională. Bun, haideți să vorbim despre buget. Acolo cifrele sunt interesante. Avem un proiect de buget pe anul 2020. Nota bene, proiect prezentat rapid la începutul anului, după ce guvernul s-a mișcat mult mai repede anul acesta. Un buget care... Cred că arată venituri undeva de 771 de milioane, dar sunt convins că v-ați uitat un pic pe el. Da, mă scuzați că am vocea. Astăzi sunt un pic răcit. Sunt un pic mai mult răcit că mai fac și puțin sport așa. Și de la ce răcit? De la ce sport? E, tenis am făcut. Am tenis de câmp? Tenis pe afară, nu, tenis de picior. Tenis de picior? Tenis de picior afară? Și afară, da. Și da, a fost un pic mai frig. Da. Da. Până la urmă trebuie să faci un pic de sport, nu? Că e... Și asta e unul din chestiunile extrem de importante pentru acest oraș. Unde jucați? Spun serios, întreb. E vreun teren sau pe stradă sau unde? Joc în general la aceste terenuri care au baloane, care au teren. În Mamaia, nu? Nu în Mamaia, sau undeva în Constanța. Am înțeles. Nu pot să fac reclamă la televizor. Nu vreau neapărat să știu firma, ci unde. Nu, asta e o problemă. Există terenuri private în momentul de față. Eu cred că ar trebui extins acest proiect. Eu chiar mă gândesc, acum fac o paranteză că tot vorbim. Stați că fac și eu una acum, vă ascult. De aceste tipuri de terenuri care să fie mai accesibile, să fie în toate cartierele, pentru că, din punctul meu de vedere, sportul e extrem de important.
Am și eu 4 copii, i-am mai dus în toată copilăria noastră pe aici, pe acolo, la sport, dar, din păcate, avem mari probleme cu baza materială în Constanța, în momentul de față. A fost un documentar frumos din Franța, unde se construiesc terenuri de fotbal pe ciment sau, da, nu foarte scumpe, în cartiere și unde toată lumea, fie că sunt albi, fie că sunt veniți din alte țări și, mă rog, nu sunt cetățeni, joacă fotbal. E, de acolo au ajuns campion mondial, da? Fotbaliști care au devenit campion mondial. Am văzut în România, uitați-vă că sunt și în București niște școli care și-au cumpărat baloane, n-au avut bani de săl de sport, dar au cumpărat baloane, terenurile alea de bitum care sunt acum la școli pe afară și sunt, le-au amenajat, le-au acoperit cu balon, ziua, în timpul zilei, elevii fac sport acolo, iar seara le închiriază și mai câștigă și școala puțin. E un proiect la care chiar mă gândesc foarte serios. Am vorbit cu niște directori de școală din București și se pare că e chiar profitabil. Bine, trebuie făcut acum niște analize, dar e o soluție extrem de bună. Să folosești terenurile de sport ale școlilor, să le deschizi spre public după masa, pentru că în timpul zilei poate să facă copii acolo, iar seara poți să aduci niște venituri pentru școală și să dai voie și celor din cartier să joace un fotbal sau un tenis sau soluție, ceva acolo. Da. Adică prin care soluții, copiii se duc și fac sport. Noi vorbim totuși de un oraș în care spațiul este destul de contractat acum din cauza construcțiilor, din cauza ceea ce s-a întâmplat. Nu găsești prea multe locuri în zonele de cartier, în centrul orașului, unde să faci terenuri de sport. Nu vorbim acum de sala polivalentă, de faptul că trebuie să avem și noi un stadion nou, cum are Clujul, cum are alte orașe din România, dar vorbim de aceste de mini terenuri de sport, de cartier, care nu sunt nici costisitoare și nu, cum să spun, aduc și niște venituri în ultimă instanță. Acum, eu vedeți că peste tot au probleme școlile, nu? Să apelează la comitetele de părinți să mai ajute, să mai sprijine, să mai facă câte ceva într-o clasă. Păi dacă o școală ar avea un venit din închiriat un balon de sport, de exemplu, nu ar fi o soluție destul de bună să facă niște bani pentru a face mici amenajări pe colo-colo și a sprijini primăria și administrația locală care până la urmă are în administrare școlile? Deci sunt foarte multe soluții de astea mărunte care nu costă, dar pentru care trebuie să ai puțină gândire, puțină viziune și să te uiți în alte părți, pentru că nu inventăm noi roata. Nu inventăm noi... Aducem o roată similară cu altora. Și dacă ne uităm la roata lor, să știți că putem să... Acum, vorbind noi puțin, dar să spunem exact ce se va întâmpla. Primarul Decebal Făgădău a anunțat că va aduce o roată ca cea de la Londra, London Eye, pentru a putea vedea lucrările la cazinoul din Constanța, care vor începe peste 3 luni de zile, să sperăm. Sunt sigur că va fi așa și, mă rog, tot Portul Tomis. Deci de aici discuția cu roata, dacă ați pierdut cumva semnificații. Limba română. Da. Haideți să revenim la buget. L-ați consultat un pic, cum se pare bugetul Constanței deci, pe 2020? Să există un lucru îmbucurător în buget. Am văzut că a apărut acel buget participativ. Orașe ca și Clujul, Iașiul, cred că și Aradu aveau acest buget participativ înainte. Deci asta este partea pozitivă a bugetului. Și că, o Ovidiu ești lângă noi, dar are din 2008, sigur. Deci acest buget participativ, într-un fel sau altul, transparentizează o parte din banii din buget, recunoaște că noi ca administratori, eu ca primar și Consiliul Local, avem niște limite de abordare a tuturor problemelor din oraș și este foarte posibil ca un cetățean sau un grup de cetățeni a orașului să aibă pe parcursul anului o idee foarte bună pentru oraș, atunci avem și o sumă pusă deoparte ca să punem în aplicare aceste proiecte sau idei ale cetățenilor. Deci asta este partea bucurătoare. Suma e destul de mică, dar fiind pentru prima dată, posibil ca nici cetățenii să nu fie chiar atât de... Da. Să aibă exercițiul ăsta. Probabil după un an, doi, trei,
când o să înceapă lumea sumele să vadă crește, că se poate, da, sumele vor crește. Să le spunem oamenilor, Clujul face așa, are câteva categorii și le spune oamenilor pe ce vrea să cheltuiți banii. Oamenii spun, nu știu, vreau parcări, vreau, se votează și cele mai multe proiecte sunt finanțate. Cu o sumă mai mare sau mai mică, nu asta e important, dar e un modalitate de deschidere către public. Deci asta este, e foarte bine. Într-adevăr, un lucru îmbucurător, un lucru pozitiv. Acum, în ceea ce privește sumele mari ale bugetului, nu stăm foarte bine, domnul Hagi. Mă uitam, făceam o comparație între bugetul din 2010 și bugetul din 2020. Au trecut 10 ani de atunci. Dacă vă uitați la veniturile proprii ale bugetului Constanței, noi avem 774 de milioane, dacă nu greșesc, total venituri, dar o să discutăm și de unde vin aceste venituri. Dar venituri proprii sunt 640 de milioane, dacă nu greșesc, și ceva după virgulă. Aceste 640 de milioane, dacă ne uităm la bugetul de acum 10 ani, care a fost de 515 milioane, înseamnă un buget cu venituri cu 25% mai mare decât acum 10 ani. Mai mare sau mai mic? Mai mare. Mai mare. Mai mare. Deci avem un buget cu 25% mai mare decât acum 10 ani. Dar dacă vă uitați în acest 10 ani că inflația medie a fost cam de 3% pe an, am avut ani în care a fost 6%, în ani în care a fost negativă, am avut chiar 2 ani în care inflația a fost negativă. Dar dacă vă uitați, o să vedeți că inflația medie este de 3% pe an, iar creșterea bugetului a fost de 2,5% în medie pe an. Asta înseamnă că în momentul de față Constanța e mai săracă decât acum 10 ani, în termeni reali de cumpărare, nu vorbind doar în sume. Deci Constanța, în momentul de față, are venituri mai mici decât avea acum 10 ani în termeni reali, ceea ce este o mare problemă din punctul meu de vedere. Pentru că aceste venituri sunt cele care, în ultimă instanță, ne permit să ne facem investițiile, ne permit să ne ocupăm de serviciile publice, de serviciile sociale, de copiii noștri, de bătrânii noștri, de oamenii care trebuie susținuți de către societate, pentru că sunt ai noștri, da? În ceea ce privește celelalte venituri, am sesizat o sumă de peste 100 de milioane de ron, de lei, care practic a fost ținută în buget. Eu cred, acum să mă ierte pe cine acuz că e o acuzație, cred că a fost ținută pentru că e an electoral. A fost purtată de-a lungul anilor. Dacă mă întrebați pe mine, s-au întârziat niște investiții în Constanța în mod voit ca să se adune niște bani acum în perioada electorală, de vreo 100 de milioane, 106 milioane, dacă nu greșesc, sau 100 milioane, care să fie scoși acum în diferite proiecte să vadă lumea că se face ceva în an electoral. Iar a treia chestiune, care din punctul meu de vedere ne spune multe, sunt sumele din proiecte europene. Cele 27 de milioane de lei înseamnă cam 3%. E adevărat ceva mai mult decât anul trecut, că anul trecut a fost 1%. A fost cofinanțare europeană. Anul ăsta avem totuși 3%, dar 3% înseamnă infim pentru proiectele pe care poate să le aibă Constanța. O sumă de aproximativ 20 de milioane pentru dezvoltare, vă spun, sumele sunt deocamdată propuse și sunt în... Eu nici exercițiul bugetar pe 2019 nu l-am văzut și nu cred că l-au... Nu cred că s-a încheiat în momentul de față. Nu cred că s-a încheiat încă, dar va apărea. Dar va apărea, de... da? Da, noi vorbim despre proiectul de buget. Și acum 2020, vorbim despre un proiect, s-ar mai putea... sumele nu difere foarte mult. Nu, și nu vor diferi, pentru că dacă vă uitați, eu vă spun că pe capitolul de cheltuieli, strict pe capitolul de cheltuieli, ceea ce înseamnă învățământ social, drumuri, servicii publice și așa mai departe, cred că nici eu n-aș fi cheltuit un leuț mai puțin ca primar. Cred că la fel aș fi cheltuit, pentru că toate trebuiesc. Constanța nu-i lipsită de bani pentru că dăm noi abonamente persoanelor vârstnice. Trebuie să dăm în continuare abonamente persoanelor vârstnice. Ba din potrivă, să vedem ce facem și cu elevii și cu studenții, să-i sprijinim mai mult. Adică, într-o formă sau alta, există și discurs de genul dăm prea mult pe social,
dăm prea mult pe servicii publice, dăm prea mult pe anumite chestiuni de întreținere și de funcționare și atunci nu avem bani pentru investiții. Nu din cauza asta nu avem bani pentru investiții. Nu avem bani pentru investiții pentru că nu cofinanțăm. Deci, pe de o parte, spuneați și dumneavoastră cred că într-o discuție că avem bugetul aproximativ la jumate față de bugetul unui oraș ca și Constanța, iar pe de altă parte și cât avem, nu cofinanțăm. Și sunt două motive importante. Unu, ce vorbeam mai devreme, acea închidere a Constanței la investiții și aceste investiții trebuie atrase cu orice preț dacă vrem să avem locuri de muncă și venituri, pentru că nu putem merge numai pe creșterea taxelor și impozitelor locale. Colapsăm la un moment dat, ne blocăm, da? Și atunci trebuie să atragem investiții. Și doi, banii pe care avem pentru dezvoltare, pentru investiții, să-i înmulțim cu proiecte europene. Și sunt cel puțin 3-4 proiecte europene care se adresează dezvoltării urbane. Okay. Și uitați-vă că se poate. Să luăm o scurtă pauză și discutăm despre aceste proiecte europene, unde vedeți dumneavoastră că ar putea să intre acești bani. Un pic despre cazinoul din Constanța, tot după pauză, dar am câteva cifre. Așa cum a spus, 771 de milioane de lei bugetul Constanței, Clujul 1,3 miliarde, Oradea 1,8 miliarde lei, fonduri europene atrase 26-27 de milioane de lei Constanța. O secundă. Cluj-Napoca atrage fonduri europene în 2020 de 283 de milioane de lei și Oradea este la 331 de milioane de lei fonduri europene atrase, adică jumătate din bugetul total al Constanței. Nu știu ce să mai spun decât că Sibiu are un buget cu 10 milioane de lei mai mare decât Constanța. Și pe cap de locuitor, chiar și municipiul Brăila are mai mulți bani decât Constanța. Brăila. Nu știu ce se produce în Brăila. Mă rog, luăm o scurtă pauză și revenim. Vorbim în continuare despre fonduri europene și despre cazinoul din Constanța. Ne-am întors în platou, discutăm cu domnul Sorin Ovidiu Cupșa, candidat în lupta internă a PNL-ului pentru desemnarea persoanei care va candida la primăria Constanța. Vorbeam puțin despre fondurile europene. Unde vedeți posibilitatea de a atrage fonduri europene în municipiul Constanța în următorii 4 ani? Spre deci ce domenii? Există 3 domenii mari în care se pot aduce fonduri europene, pentru că toate marile proiecte de dezvoltare, proiecte naționale și proiecte europene se adresează în primul rând unui mediu sănătos. Deci în zona de mediu, în zona verde, se pot atrage foarte multe proiecte europene și nu e, cum să spun, ceva abstract. Nu, ni se pare abstract aici la Constanța când vorbim de fonduri europene, pentru că dacă n-am avut, totdeauna când zice cineva ceva de fonduri europene, ni se pare că nu se poate. Deci în zona de parcuri, de ecologizare, de creare de spații verzi este unul din cele mai importante zone în care se pot aduce fonduri europene. Este zona de Smart City, în care sunt proiecte și pe fondul de coeziune și pe fondul european de dezvoltare regională, în care poți să aduci tot ceea ce înseamnă parte de sistematizarea orașului, parte de supraveghere, parte de trafic, platforme interactive cu cetățenii, tot ceea ce înseamnă partea de Smart City. Și a treia zonă în care se pot iar aduce fonduri europene sunt marile proiecte de dezvoltare, mari proiecte despre care cred că ar trebui să facem odată o emisiune separată sau să discutați dumneavoastră cu fiecare din candidați care sunt proiectele, pentru că așa cum spuneam în pauză, că eu sunt transparent și devoalez și ce se întâmplă în pauză, în momentul în care încep să vorbești de un mare proiect, toată lumea îl prea și toată lumea îl face. Adică știți cum e, toată lumea are, se inspiră de la toată lumea și în momentul în care vine un potențial candidat și spune eu o să fac chestiunea aia, gata, și noi facem aia, știți? Adică, da, soluția este, domnule Cupșa, ori să-l spuneți, ori să-l prezentați în scris, să-l publicați, domnul, și apoi domnul, nu mai poate nimeni să-l Hagi, fure. Sau poate, domnul, da. Hagi, eu am mai spus-o și cred că și la noastră mie, proiectele se fac în jurul partidelor și a platformelor pe care le construiești. Eu spun că Partidul Național Liberal are o platformă cu adevărat liberală. Și repet, dacă pe această platformă, pe acest tip de gândire
avem și oamenii cu viziune în ceea ce privește Constanța, nu ne mai trebuie decât administratorul care să pună în practică acele proiecte. Și asta facem noi acum, în perioada asta de pre-campanie, ca să zic că asta e până la urmă un fel de... E o campanie, fel de, da, internă. Da. O, da. Așa. Încercăm să vedem care este cel mai bun administrator pentru Constanța. Iar ceea ce faceți dumneavoastră, faptul că prezentați candidații și prezentați pe cei doritori pentru primăria Constanța, mi se pare de fapt cel mai transparent act. Pentru că să știți că politica nu o faci pentru un partid, politica locală, o faci pentru întreaga Constanță. Și din punctul ăsta de vedere chiar cred că responsabilitatea atât a partidelor cât și a persoanelor care vor să candideze este aceea de a găsi acel administrator bun. Pentru că, repet, nu e suficientă voința. Din punct de vedere a ceea ce spuneați mai devreme, că începurăm de la fonduri europene, vreau să vă spun că aceste fonduri europene, așa cum ați citit cifrele înainte de pauză, pentru că n-am apucat să le comentăm puțin, toate acele investiții care vin în orașele de care am vorbit, chiar de Brăila, de Oradea, ca să mai vorbesc de orașele din Alianța Vestului, de toate cele orașe în Alianța Vestului, toate acele investiții se fac pe fonduri europene. Deci nu se poate ca veniturile tale să vină numai din buzunarul tău, din zona de taxe și impozite locale și din credite. Pentru că aia sunt bani pe care îi plătești. La un moment dat, toți am făcut poate un credit pentru o casă, un credit pentru o mașină, un leasing, un... Creditul e un ban pe care îl iei de la o bancă și îl dai cu dobândă înapoi. Și nu e ușor când îl dai. Și nu e ușor când îl dai. Ai de dat mai mult, ai de dat în fiecare lună. În momentul în care faci chestia asta tu pentru tine personal sau într-un business personal, într-o afacere personală, o faci pe spatele tău. Dacă greșești, greșești tu, dacă tragi tu pe urma greșelii, tragi tu, dar în momentul în care faci asta în zona publică, pe spatele unui oraș, atunci are tot orașul de pierdut. Nu mai e vorba de tine personal. De aceea spun că este foarte important ca în momentul în care te duci în zona de administrație publică să nu ajungi în situația ca oraș să plătești școlarizarea cuiva ca primar. Adică vine, n-are nimic cu administrația, doar voința de a schimba ceva, care e, cum să spun, este îmbucurătoare și binevenită. Cred că fiecare constanțean vrea să schimbe ceva, să schimbe ceva în acest oraș. Dar în momentul în care ajungi acolo, nu trebuie să faci ucenicie acolo. Este foarte important și eu insist asupra acestui lucru și ăsta e rolul dumneavoastră cu acele dezbateri reale între candidați, pe care eu sper că le veți face în momentul în care fiecare partid și fiecare candidat își va, să va decide 100% și vor fi desemnați toți candidații. Da, le vom face cu siguranță, sperăm să vină și candidații. Să vorbim puțin despre casino. Eu vin sigur, să știți. Am puteți înțeles. Să mă invitați. Aveți un scaun rezervat. Cu orice contracandidat, eu vin. Am văzut puncte de vedere politice referitoare la casino. Bacă l-am făcut eu. Am văzut și că dumneavoastră a spus, domnule, aș vrea să fiu invitat, că am ajutat și eu. Hai să stabilim un pic să vedem. Ce-i cu adevărul meu, care nu e neapărat 100% adevărul tuturor. Domnul Hagi, noi în 2011 era să pierdem cazinou. Asta este o certitudine. Deci astea nu sunt vorbe. Ați fost și dumneavoastră acolo la cele dezbateri. N-am fost. Sau n-ați fost dumneavoastră. Dar mulți colegi din presă au fost și dacă dați search pe Google, le găsiți. Deci în 2011 administrația Mazăre a vrut să vândă cazinou. Eu acum nu știu ce ar fi fost acolo. Ar fi fost în continuare cazinou, ar fi fost un hotel. Nu știu, Dumnezeu știe. Nu pot să suspectez pe nimeni de nimic din moment ce a fost doar un act prezumptiv, s-a încercat doar. În 2011, consilierii PNL, eu, Costica Matei, Constantin Matei și cu Victor Manea, ne-am opus în Consiliul Local intrării pe ordinea de zi a acelui proiect. Atunci am avut și sprijinul că e o chestiune publică și trebuie să dăm fiecăruia ce e de dat. Am avut și domnului Chiru, care era
președintele PDL și a fost invitat în acea ședință Consiliu, dacă nu greșesc, cred că e 18 iulie 2011 ședința. Dar o găsiți. O găsiți că sunt stenogramele ședinței respective. A intervenit și dânsul, a intervenit și prefectul de la acea dată, care a adus și dânsul o campanie destul de interesantă și de puternică, pentru că ea făcea parte din partidul de guvernare, domnul Palas. Am văzut că a și scris ceva. A scris ceva de dezbaterile mele, dar... A scris ceva, domnul Palas? A scris ceva. N-am văzut că m-a blocat. Într-un ziar, nu știu, dar într-unul din ziare a dat punctul de vedere a domnului Palas, în care știți cum facem noi oamenii publici, fiecare minimalizează rolul celuilalt, zice că a fost pe acolo, dar de fapt eu am fost cel mai important. Ceea ce este cert este că undeva la sfârșitul lunii iulie, uitați-vă pe ce zice domnul Palas, că e dată foarte clar și data, am organizat o masă rotundă, eu împreună cu două asociații civice, Universitatea Absolvenților din Universitatea Maritimă Constanța, condusă de Costel Stancă, la acea dată actualul director al portului, și Grupul pentru Jurnalist, Cultură și Comunicare, condus de domnul Valentin Coman de la Constanțeanu. Cu cele două asociații civice am dus o campanie de găsire a soluțiilor și bineînțeles că în campania asta fiecare și-a făcut, a venit cu aport și prefectul, și partidele, și toată lumea. Cert este că în urma acelei campanii, împreună cu oameni de cultură, cu oameni cu arhitecți, cu parlamentari din toate partidele politice a Constanței, cu prefectul, cu primarul, cu toți oamenii care conduceau Constanța la acea dată, ne-am întâlnit la o masă și la acea masă primarul de la acea dată, Mazăre, a acceptat să cedeze pentru amenajare. S-a speriat Radu Mazăre a fost o presiune publică până la urmă. Radu Mazăre, Dita mai Radu Mazăre a zis... Domnul, gândiți-vă că atunci a spus acea celebră sintagmă. A zis, vi-l dau și pentru un leu. Bine, l-a dat practic degeaba, că l-a predat pentru reabilitare către Compania Națională de Investiții, care îl face astăzi. Bineînțeles că ulterior nu pot să minimalizez 100% rolul administrației și a administrației actuale și a tuturor persoanelor publice cu rol de conducere din Constanța, care tot s-au bătut în acești ani, nu pot să spui că cineva a stat deoparte, tot s-au bătut ulterior pentru... Da, e bine pentru că se face, vor începe lucrurile. Dar astăzi, pe 15 balalteri, eu aș fi sperat să fiu chemat și eu. Nu m-au chemat nici primarul, nici ministru. Nimeni nu m-a chemat pe mine pe acolo, că, da, mă rog, în sfârșit, speram și eu să fiu acolo când s-a... Poate când s-o pune prima lopată... Am înțeles, ar trebui să dureze numai mult de 3 luni. Dar ce vreau să vă spun, apropo de chestiune, că suntem pe final. De fapt, cazinoul, în momentul de față, este făcut de o companie guvernamentală și va fi predat către Constanța în momentul în care va fi finalizat. Iar restul de chestiuni legate de, știu eu, electoral, fiecare când vrea să câștige de pe urma asta, eu cred că până la urmă câștigăm noi toți constanțenii, pentru că în sfârșit, după, sunt cam 20 de ani de când a început să intre în paradigmă, probabil că da. După 20 de ani s-a dat drumul la acest simbol al Constanței, care, din punctul meu de vedere, nu este doar un simbol al Constanței, ci al și României. Este și al României. Ultima întrebare, pentru că nu mă pot abține. De ce credeți că nu s-au tras fonduri europene în ultimii 4 ani de zile în municipiul Constanța? Mă credeți că mi-e greu să vă spun. Cine e de vină? Păi administrația locală e de vină în primă instanță, de fapt. Nu poate, nu vrea? Păi asta vă spun. Nu știu. Eu, dacă aș fi fost primar, mie mi se pare o șansă istorică să ajungi primarul unui oraș. E o șansă, ai ajuns, te-a ales, domnule, a avut încredere în tine, ești acolo la, cum să spun, la administrarea orașului. Aș fi făcut tot ce se poate. Dacă nu sunt oameni buni acolo, aș fi schimbat oamenii, aș fi adus consultanți privați, aș fi făcut orice ca să atrag fonduri europene în acești 4 ani. Nu știu să vă răspund. Lipsă de voință, incompetență. O să ajung în primărie și o să văd ce acolo. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea domnule Cupșea. Succes în voiam să spun lupta. Nu, în competiția. În competiția în care faceți parte. Și bătălia nu este între noi, să știți, această luptă. Este, de fapt, o luptă în care constanțenii ne evaluează.
Așa e. Le doresc succes tuturor celor care sunt succes în această competiție și care vor să ajungă primari în Constanța sau în alte orașe din județul Constanța. Mulțumesc că v-ați uitat. Să aveți o seară excelentă în continuare.